Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre compararea puterilor, dar haideți să vedem la început ceva mai interesant. Haideți să discutăm despre sistemul solar. Sistemul solar este format din soare, cel mai mare obiect din centrul sistemului solar și toate corpurile ce se învârt în jurul lui, incluzând cele opt planete și sateliții lor naturali. Sistemul este situat în brațul Orion, braț exterior al galaxiei Calea Lactee, galaxie care are circa 200 de miliarde de stele. Dacă veți număra planetele din imagine, veți observa că de fapt sunt nouă, așa că vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea de ce. Haideți să mergem mai departe, să discutăm despre sistemul solar interior. Acesta este format din patru din cele opt planete. Planetele interioare sau terestre sunt Mercur, Venus, Pământ și Marte. Planetele Mercur și Venus sunt mai apropiate de Soare, ce de aceea sunt numite planete interioare. Sistemul solar exterior cuprinde cele patru planete exterioare numite giganții gazoși. Acestea sunt Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Datorită faptului că aceste planete se află la o distanță mult mai mare față de Soare, materiile din acest sistem solar conțin cantități mult mai mari de apă, amoniac și metan, temperaturile mai reci ajutând acest lucru. Haideți să rezolvăm acum! o problemă. Distanța de la Venus la Soare este de aproximativ 108 ori 10 la puterea a 6 -a km, iar distanța de la Pământ la Soare este de aproximativ 15 ori 10 la 8 km. Care din cele două planete este mai apropiată de Soare? Pentru a stabili acest lucru, haideți să comparăm cele două numere. Avem 108 ori 10 la puterea a 6 -a km, pe care trebuie să îl comparăm cu 15 ori 10 la 7 -a km. Haideți să încercăm să aducem aceste numere la o formă asemănătoare. Observăm că ambele au o putere a lui 10. Așadar, dacă am face o mică transformare, le vom putea compara mult mai ușor. De aceea, am putea să-l transformăm pe 10 la 7 -a, cu ajutorul lui 10 la 6. -a. Așa că vom transcrie 108 ori 10 la 6 km de comparat cu 15 ori. Și pe acest 10 la 7, -a, dacă vrem să-l scriem cu ajutorul lui 10 la 6, l-am putea desface în 10 la puterea a 6. -a. Ne gândim la faptul că din cei 7 de 10 am folosit 6 de 10, așa că ne-a mai rămas un 10. Și avem 10 la 6 -a ori 10 km. Și acum putem să efectuăm această înmulțire, așa că vom avea 108 ori 10 la 6 km de comparat cu 15 ori 10 înseamnă 150 ori 10 la 6 km. Și acum, dacă ne uităm, atât numărul din stânga cât și cel din dreapta îl conține pe 10 la 6 -a. Așa că trebuie să comparăm ceilalți factori din produs. Și avem 108 de comparat cu 150. 108 este mai mic decât 150, de aceea distanța de la Venus la Soare este mai mică decât distanța de la Pământ la Soare. Haideți să mergem mai departe. Trebuie să ordonăm planetele din tabelul de mai jos în funcție de apropierea de Soare în ordine crescătoare. Trebuie să vedem care număr este cel mai mic, care are distanța cea mai mică față de Soare și, bineînțeles, să le vedem pe celelalte. Așa că haideți să le comparăm. Observăm că toate aceste numere conțin o putere a lui 10. Așa că vom proceda. Ca mai devreme, încercăm să aducem la o putere comună, care ne va ajuta să comparăm mai ușor aceste numere. Haideți să le transcriem. Avem 78 ori 10 la puterea 7 a kilometri, 45 ori 10 la puterea a 8 km, 2880 ori 10 la puterea a 6 km kilometri și 144 ori 10 la puterea a 7 a și acum observăm că cel mai mic exponent este 6, asta înseamnă că pe toate le vom scrie în funcție de 10 la puterea a 6. -a. Și atunci vom avea 78 ori pe acel 10 la 7 -a, îl putem desface în un 10 la 6 -a și din cei 7 de 10 am folosit 6 dintre ei, așa că ne mai rămâne un 10. Și putem să efectuăm această înmulțire, bineînțeles, datorită faptului că înmulțirea este o operație atât de frumoasă, are atât de multe proprietăți și observați că și în acest caz ne ajută acele proprietăți. Așa că vom avea 78 ori 10, adică 780 ori 10 la puterea 6 -a km. Mergem mai departe. Pe 10 la puterea 8, -a, haideți să vedem cum îl putem scrie. Avem nevoie de 10 la 6 -a. Am folosit din cei 8 de 10, am folosit 6 dintre ei. Asta înseamnă că ne mai rămâne 10 la puterea a doua. Haideți să-l calculăm. Avem 48 ori 10 la puterea a doua înseamnă 100. Și îl transcriem pe 10 la 6 -a. Iar 48 ori 100 înseamnă 4800. Ori 10 la puterea 6 -a km. Haideți să mergem mai departe și doar vom transcrie acest număr. Îl voi scrie aici pentru a le compara mai ușor. Și, în final, avem 144 ori 10 la 7. -a. Pe 10 la 7 -a, îl vom scrie în funcție de 10 la 6. -a. Și atunci mai rămânem cu un singur 10, efectuăm această înmulțire, iar 144 ori 10 înseamnă 1440 ori 10 la 6 km. Și acum, haideți să le ordonăm crescători. Haideți să vedem care e prima planetă. Avem așadar aceste numere, toate îl conțin, pe 10 la puterea a6 așa că ne vom uita la factorii rămași haideți să îl evidențiez pe 10 la a6 și atunci haideți să ne uităm la ceilalți factori, avem 780 4800 2880 și 1440 și atunci observăm că cel mai mic factor este 780 asta înseamnă că cea mai apropiată planetă față de Soare din cele din tabel este Jupiter. Apoi, haideți să vedem următoarea planetă. Observăm că următorul factor este 1440. Asta înseamnă că următoarea planetă va fi Saturn. Apoi, dintre 4800 și 2880, este mai mic, 2880, de aceea următoarea planetă va fi Uranus. Și cea mai îndepărtată planetă față de Soare este planeta, rama, planeta rămasă, adică Neptun. Și, în final, știați că Pluto a fost considerată ca fiind cea de-a noua planetă a Sistemului Solar. Aceasta și-a pierdut statutul de planetă, fiind considerată acum o planetă pitică. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Comparați numerele. A egal cu 2 la puterea 99, ori 5 la puterea 100 și B egal cu 2 la puterea 101, ori 5 la puterea 99. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.